Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Neconvențional. Invitată acestei emisiuni, îmi face foarte mare plăcere să o prezint, este doamna Corina Bejinariu, manager al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău. Bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Doamna Corina Bejinariu este printre cei mai activi manageri de muzeu din țară astfel că activitățile Muzeului Județean de Istorie și Arte din Zalău nu contănesc. Cu siguranță, toți ne amintim cu mare plăcere de Noaptea Muzeelor, care este un eveniment european inițiat de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța în anul 2005. Evenimentul este patronat de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul, Consiliul Internațional al Muzeelor. Noaptea muzeelor este pandantul nocturn al Zilei Internaționale a Muzeelor, care are loc pe 18 mai. România este participantă încă de la prima ediție, iar numărul muzeelor implicate a crescut anual. Rețeaua Națională a Muzeelor din România este partener oficial al evenimentului la nivel internațional și coordonează organizarea acestuia în România, dar și promovarea sa. O rugăm așadar pe doamna Corina Bejinariu, în calitate de membru în Consiliul Director al acestui organism, să ne vorbească despre organizarea în acest an a acestui important eveniment, dar mai întâi o rugăm să treacă în revistă modul în care s-a desfășurat acest eveniment în anul anterior. Știm cu toții un an greu încercat. Vă rugăm, doamna manager, să ne spuneți ce înseamnă acest eveniment pentru România. Este un eveniment extrem de important pentru lumea muzeală. Practic, de noaptea muzeelor, înainte de eveniment, se vorbește cel mai mult despre activitatea muzeelor, despre oferta lor culturală și despre importanța lor ca instituții în tezaurizarea patrimoniului și, până la urmă, în rolul lor de păstrătoare ale memoriei culturale. Uh, în consecință, evident că uh, în contextul acestui eveniment există o mobilizare generală la nivel național. Este evenimentul momentul în care practic toate muzeele sunt implicate cu diferite activități uh, ofertate către public. Uh, sigur că activitatea de bază la toate edițiile constă în vizitarea, în principal în vizitarea nocturnă a muzeelor pe principiul că e un alt tip de vizitare, un alt moment decât cel cu care suntem obișnuiți și care este dat de programul de vizitare al muzeelor. De a muzeelor. Pe lângă faptul că muzeele își deschid porțile și de regulă de noaptea muzeelor vizitarea este gratuită sau cu bilet redus, Uh, muzeele se străde să-și atragă publicul într-o manieră diversificată, atractivă, chiar interactivă și oferă, sunt muzee care oferă și alte genuri de activități decât vizitarea propriu-zisă a expozițiilor. Și aici vorbim de la concerte, spectacole de teatru, uh, tot felul de ateliere interactive, o gamă Diversificată, pornind de la ideea că, în într-un asemenea moment, este foarte bine să, să încerci să-ți atragi publicul într-o manieră cât mai uh, diversificată, chiar și cu genuri de activități care nu le sunt foarte specifice neapărat uh, muzeelor. Uh, ca atare, uh, ediții sau evenimentul a avut continuitate. Și a crescut foarte, foarte mult în ultimii ani. A crescut și în cifra de vizitare a muzeelor, a crescut și în numărul de muzee implicate și, evident, în gradul de diversificare a activităților. Asta arată că este un eveniment care merită să, să fie continuat și în care, repet, atenția publicului este. Oarecum, în mod special, capacitate pe muzee în uh, cadrul acestui uh, moment, acestui eveniment. Totuși, anul trecut a fost un an extrem de complicat pentru toată lumea, uh, în mod special, cred, pentru activitatea muzeală, pentru că uh, lipsa contactului direct al, uh, al vizitatorului, lipsa. Uh, Posibilității de a te deplasa la muzeu și de a-ți, știu eu, împlini oarecum dorințele culturale, a adus prejudicii. Și totuși, acest eveniment a fost desfășurat? Da, s-a ținut foarte mult să aibă continuitate și, în consecință, s-a decis, chiar dacă n-a putut fi celebrat pe data lui de celebrare respectiv sâmbăta din proximitatea zilei internaționale a muzeelor care este pe 18 mai. Noi fiind atunci în stare de urgență sau abia ieșiți din starea de urgență, s-a decis amânarea lui anul trecut pentru luna noiembrie și sigur muze muzeele s-au mobilizat și a fost posibil în cele din urmă să continuăm celebrarea acestui eveniment. Ca atare, Noaptea muzeelor în anul, European a Muzeelor în anul 2020 s-a ținut în luna noiembrie și, sigur, majoritatea activităților care s-au derulat uh, s-au bazat pe activități derulate în online. Uh, în cele mai multe cazuri a fost vorba despre tururi virtuale ale expozițiilor sau ale muzeelor, deși au fost situații în care. Uh, a putut exista o vizită, sigur, mai restrânsă, mai controlată, cu rigorile perioadei respective. În ceea ce ne privește pe noi, muzeul din Zalău, am optat pentru o formulă care s-a bazat pe vizita ghidată, vizita virtuală ghidată în segmentele expoziției de bază, astfel că am încărcat de-a lungul zilei. O serie de, de clipuri, de filmulețe, în care am prezentat segmentele expoziției de bază cu informațiile oferite de către specialiștii muzeului nostru. Pot să spun că, chiar și în această formulă care a exclus interacțiunea face-to-face, -face, care este esențială pentru muzee, a existat totuși o parte bună pentru că. Și am să mai explic de ce. De regulă, la noaptea europeană a muzeelor, sigur că există momente în care numărul vizitatorilor este mare, și atunci trebuie să te duci într-o vizită mai alertă, pentru că nu poți să insisti și să oferi atât de multe informații, fiindcă vin alte grupuri și uh, e necesar un ritm de vizitare mai alert. Ei, de data aceasta în online, posibilitățile au fost nelimitate și atunci informațiile pe care specialiștii noștri uh, le-au oferit pe fiecare segment al expoziției de bază au putut să fie informații detaliate, iar publicul cei care au vizionat aceste materiale au putut pendelete să descopere uh, informațiile. Uh, pe care noi l-am prezentat sau care au stat la baza segmentelor expoziționale din expoziția de bază. Au fost undeva vreo 13 asemenea filmulețe încărcate pe parcursul întregii zile. Și sigur noi ne uităm și ne facem și evaluările post eveniment și ne-am uitat la numărul de vizualizări numărul de aprecieri și vreau să vă spun că au fost mii de vizualizări, ceea ce înseamnă că am reușit să dăm nu doar un anumit impact, ci și o adresabilitate foarte largă. Adică au putut să devină vizitatorii noștri în online oameni care nu sunt din comunitatea locală și nu pot să vină în mod clasic la muzeul nostru de noaptea muzeelor, dar în schimb au văzut... Ce propune muzeul nostru pe parte de istorie locală, într-o asemenea manieră uh, virtuală, în, uh, online, derulată în online. Ceea ce mi se pare un lucru. A fost o parte bună a acestei situații, de altfel nedorită pentru noi și ne bucurăm ca în 2021 să revenim totuși la. Formula clasică și cea de interacțiune cu publicul vizitator. Sună extrem de interesant faptul că nu doar că ați reușit să capacitați vizitatorii, dar ați reușit să le oferiți o vizită virtuală, ghidată. Deci este așa, sună ciudat oarecum, și totuși iată că ați reușit acest lucru. Da, noi am pornit exact cum spuneam înainte de la premisa că e un context foarte potrivit să livrăm mai multe informații decât o făceam la edițiile precedente. Plus că repet adresabilitatea mult mai largă în formula aceasta. Și da, a fost un eveniment reușit. Aș face un pic o divagație pe principiul Nopții Europene a Muzeelor la doar două săptămâni în luna noiembrie am derulat și Noaptea Europeană a Cercetătorilor tot în online și tot cu un număr mare de vizualizări a materialului pe care noi l-am prezentat. Așa că dacă îți dorești foarte mult, găsești soluții chiar și pentru perioadele mai puțin favorabile interacțiunii și a prezenței fizice a publicului vizitator. Iată că, prin munca depusă de cei de la Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău, printr-un management competitiv, aș putea să spun, vizitatorii și nu numai, toți am avut posibilitatea de a ne umple golul de cultură prin aceste vizite virtuale, care cu siguranță n-au fost deloc ușor de realizat și de gestionat. Dar este bine că n-am fost oarecum privați de acest, acest eveniment și că nu am fost privați de o oază de liniște, până la urmă. Doamna Corina Bejinariu, spuneți-ne, vă rog, pentru acest an, pentru 2021, spuneați că reveniți la ediția clasică a Nopții Muzeelor. Care sunt activitățile propuse pentru acest an și cum se vor desfășura? Cum, cum v-ați propus? Cum ne veți aduce foarte aproape de activitatea dumneavoastră? Uh, e o ediție Pentru noi uh, uh, e o ediție oarecum jubileară, în sensul în care este a 10-a ediție a nopții muzeelor derulată fizic, ar fi 11 a 11-a cu cea online. De la momentul la care eu am preluat managementul acestei instituții, deci eu arecum încărcată și cu o simbolistică emoțională, Uh, ne bucurăm că e o ediție la care putem să revenim, repet, la uh, interacțiunea cu publicul nostru. O ediție a 10 -a ediție la un muzeu de nota 10. Ce scuze <laughs> de întrerupere. Uh, da, uh, în anii anteriori, uh, fiind celebrată la jumătatea lunii mai, Evenimentul Nopții Muzeelor era legat și de ziua muzeului nostru și atunci aveam două zile de celebrare. Anul acesta, ziua muzeului nostru a fost ținută, celebrată, efectiv la data împlinirii vârstei de 70 de ani, pentru că am împlinit 70 de ani și am celebrat acest eveniment pe 15 mai, așa că anul acesta de noaptea muzeelor celebrăm doar noaptea muzeelor, va fi o singură zi pe data de 12 iunie, sâmbătă. Aceasta fiind data decisă la nivelul organismelor de specialitate pe care de altfel le-ați enumerat data decisă pentru evenimentul de anul acesta o zi în care noi vom desfășura activități și peste zi, cu începerea de la ora 14 și seara, așa cum de altfel am și obișnuit în anii precedenți și cei care ne-au fost alături și au petrecut acest eveniment alături de noi știu deja. În ce constă, practic, activitatea din cadrul evenimentului? Vom începe la ora 14 cu atelierele care sunt destinate în principal copiilor, pentru că am mai spus acest lucru. Sunt, uh, ei sunt uh, cei care constituie ponderea publicului nostru vizitator. Și ei sunt și cei care au dorința foarte mare de a se implica în activități interactive. Iată că un muzeu născut de Ziua Internațională a Familiei, adică pe 15 mai, vine cu activități dedicate în mod special familiei, pentru că cu siguranță copiii vor fi însoțiți de părinți. Și aceste activități adresate copiilor care îi ajută și să interacționeze cu membrii familiei, să aibă activități comune dar și la educarea lor, uite că sunt pusă din nou în practică de către Muzeul Județean de Istorie și Arde din Zalău. Da, pe de altă parte ați intuit foarte bine sau ați punctat foarte bine lucrurile, în sensul în care activitățile noastre, chiar dacă adresabilitatea atelierelor e oarecum orientată către copii, la multe dintre ele adăugăm elemente suplimentare care să îngreneze și părinții. Pentru cei care au fost acolo, au văzut de foarte multe ori că în ateliere copilul lucrează nu singur, de foarte multe ori lucrează cu părintele, dar. Noi îi dorim oarecum foarte, foarte aproape în interacțiunea asta copil-părinte și atunci adăugăm, repet, elemente care să angreneze, să strânească și interesul părinților. Și am să și exemplific ca să putem să înțelegem mai bine. Unul dintre atelierele pe care le derulăm anul acesta este nou, nu l-am mai avut în oferta nopții europene a muzeelor. Este un atelier care mie personal îmi sună destul de uh, interesant. Uh, am să mă raportez exact la denumirea pe care noi am uh, dat-o în uh, programul evenimentelor și noi acestui atelier am spus cutiuța cu vise ce vreau să fiu. Dorințe și vise sigilate, păstrate și redescoperite peste ani. În ce Cutiuța constă? cu visă. Cine nu și-a dorit vreodată să aibă acces și să aibă propria cutiuță cu visă? Haideți să vedem cum se va desfășura activitatea la muzeu. A acestei uh, e Da, e o activitate care se concentrează pe ideea uh, pe rolul muzeelor în a tezauriza, în a depozita. Ei, de data aceasta nu depozităm un bun de patrimoniu, un obiect, ci depozităm niște vise. Cum se va derula efectiv, și copiii, și părinții vor fi provocați să-și noteze copiii visele legate de viitor, adică ce aș vrea să ajung când o să fiu mare. Părinții vor fi invitați, provocați să-și consemneze cea mai arzătoare dorință a lor, indiferent la acest moment, indiferent de ce zonă se leagă ea. Aceste vise. Dorințe vor fi consemnate pe bilețele, vor fi puse sau depozitate, nu le-am zis cutiuțe, dar de fapt vor fi niște sticluțe, niște borcanele, care vor fi decorate ca să și lucrăm și să le și păstrăm într-o manieră frumoasă. Vor fi decorate de copii, cu părinți, sigur, sub îndrumarea noastră. Mai mult decât atât, pentru că ne dorim păstrarea și a imaginii noastre din acest moment, din momentul în care ne-am consemnat dorința, noi avem posibilitatea să realizăm fotografii pe care le imprimăm pe loc. Deci, copiii, familia, cei care participă la atelier, vor avea fotografia lor de la acest moment, care fotografie și ea va fi inclusă alături de bilețelele cu dorințe. În cutiuța cu vise? În, cu, în cutiuța cu vise. Și ne-am propus ca peste 5 ani, ca să dăm un orizont totuși de îndeplinire a viselor, ca peste sau parțială a viselor, peste 5 ani. După ce noi de fapt în acești 5 ani vom depozita ca orice bun de patrimoniu, vom depozita aceste vise, le vom readuce în memoria celor care au participat, poate chiar la o ediție de peste 5 ani anopții muzeelor și mi-aș dori să fie așa să le repunem, să le readucem, să le amintim celor care au fost acum, pe, vor fi acum pe 12 iunie și ce, celor care și-au consemnat aceste dorințe, ce și-au dorit și cum arătau la momentul la care și-au dorit aceste lucruri. E o manieră, repet, care se leagă... Are și o latură emoțională clar, dar care se leagă și de funcția de depozitare, a, de memorie, ca să spun, a muzeelor. Încercăm mereu să relaționăm, să legăm atelierele de aceste roluri pe care un muzeu le, le îndeplinește. Este un proiect extrem de interesant, este un proiect de mare învergură, aș putea să-i spun. Nu mi se pare puțin lucru ceea ce faceți prin această activitate nouă, așa cum spuneați, prin depozitarea acestor cutiuțe cu vise fizic efectiv prin activitatea pe care o desfășurați acolo și de readucerea lor peste 5 ani, orizontul este extrem de bine gândit, aș putea să spun. Pentru că iată, peste 5 ani și copiii vor mai crește și părinții vor vedea dacă cea mai arzătoare dorința lor din acest moment s-a îndeplinit, așa că. Vă invităm în număr cât mai mare să participați la această activitate deosebită. Această activitate care poate să fie o amintire formidabilă pentru dumneavoastră și pentru familiile pe care le aveți, dar în mod special pentru copiii dumneavoastră, pentru că ei sunt cei care astăzi sunt plini de vise, sunt plini de dorințe. Ei sunt cei care astăzi își doresc să fie ceva peste un anumit interval de timp. Iar peste 5 ani să aveți ocazia, împreună cu copiii și împreună cu familia dumneavoastră, să vă întoarceți la cutiuța cu vise, să vedeți cum erați cu 5 ani în urmă, care era speranța dumneavoastră atunci, pentru că, iată, prin această activitate, Muzeul Județean de Istorie și Artă combină, ca să spun așa, foarte multe elemente care să te atragă spre muzeu, să te atragă spre cultură, să te atragă spre educație. Este ceva formidabil această activitate. Da, mizăm pe, pe impactul ei. De asemenea, tot în zona activităților legate de funcțiile muzeului, propunem un atelier pe care l-am avut într-o formulă aproximativă, un pic am schimbat, Structura lui, a muzeul viitorului. Adică... O secundă, vă rog, îmi cer scuze că trebuie să intervin. Vom reveni la acest muzeu al viitorului după o foarte scurtă pauză de publicitate. și domnilor, așa cum v-am promis, după această foarte scurtă pauză publicitară, revenim la emisiunea neconvențional cu invitata noastră de această dată, doamna manager al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău, doamna Corina Bejinariu, care ne vorbește în mod special despre Noaptea Muzeelor, despre ce înseamnă acest eveniment, și despre aceste formidabile activități care se vor desfășura în ediția din acest an. O ediție jubiliară, adică o ediție aniversară, vreau să spun mai exact, pentru că, iată, este a 10-a ediție în coordonarea doamnei manager Corina Bejinariu. Am discutat până acum despre cutiuța cu vise și ne întoarcem din nou la Muzeul Viitorului. Haideți să vedem această activitate, ce presupune, pentru că sună formidabil. Da, vă spusesem că o avusesem organizată de ziua muzeului nostru, unde am provocat vizitatorii sau participanții la eveniment să-și construiască propriul muzeu al viitorului cu obiecte pe care noi le folosim astăzi cotidian. Dacă la ziua al muzeului nostru, de fapt, am avut jetoane care reprezentau Obiecte din universul nostru, uzual, cotidian, iar cei care. Participanții au fost provocați să aleagă 10 obiecte care să aibă un concept, o linie tematică. Și să-și denumească acest muzeu al viitorului. Și a fost foarte interesant, să știți, mai ales pentru adulți, dar și pentru copii. Au fost copii care și-au construit muzeul jucăriilor, muzeul distracției și au și motivat foarte frumos alegerile făcute. Am considerat că e bine să reluăm, pentru că s-a bucurat de succes, e bine să reluăm atelierul acesta, dar de data asta, într-o altă formulă, un pic schimbată. Nu vom lucra cu jetoane, vom lucra de-a dreptul cu obiecte. Exact ce face un muzeograf. Dar este un muzeograf al viitorului. Vor fi o serie de obiecte, probabil vreo 60-70 de obiecte din viața noastră cotidiană, care acum ele nu sunt bunuri de patrimoniu, dar peste 100 de ani, categ vor, categoric vor fi obiecte de muzeu. La cât de repede se schimbă lumea astăzi, ele devin foarte repede obiecte de muzeu. Participanții vor avea posibilitatea să aleagă din obiectele respective, iarăși 10 obiecte pe care le vor expune în vitrinele care vor fi amenajate în curte. De fapt, vom avea un spațiu al acestui muzeu al viitorului. Vor expune obiectele în vitrinele respective. Sigur, repet, va, va trebui ca ei să aibă un concept și să poată să motiveze de ce au ales ce reprezintă muzeul lor, de ce au ales aceste obiecte. Sigur, muzeul lor va trebui să aibă o denumire. Pentru a înțelege mai, mai exact, mai complet această activitate, aș dori să vă întreb pentru a aduce cunoștinței publicului. Cei care vor dori să-și creeze acest muzeu al viitorului vin cu obiectele lor sau obiectele sunt puse la dispoziție de către Muzeul Județean de Istorie și Artă? Noi le punem la dispoziție pentru că e timpul foarte scurt ar fi trebuit oarecum, ca să vină cu obiectele lor, ar fi trebuit oarecum să lucrăm o perioadă mai îndelungată ori și data evenimentului s-a decis foarte recent. Cred că e suficient dacă la acest moment noi punem la dispoziție obiectele, iar participanții doar să-și facă un concept și să aleagă dintre ele cele pe care le văd ei în acest muzeu al viitorului, muzeul lor de data aceasta al viitorului. Eu cred că va fi o provocare interesantă și aici interacțiunea și munca în echipă în familie este iarăși foarte foarte oportună. Și mai e de spus că și la acest atelier, participanții vor beneficia de o fotografie a lor făcută pe loc. Cu acest muzeu al viitorului. Deci încercăm să creăm mereu amintiri legate de evenimentele acestea, pentru că uh, sunt convinsă toată lumea înțelege că peste timp aceste momente vor deveni. Amintirile vieții de familie, dar vor deveni acele momente de care ne amintim mereu cu drag pentru că am fost împreună cu copiii noștri, pentru că au fost momente în care am lucrat împreună și ne-am bucurat împreună în cadrul unei activități la, la muzeu. Iată că reușiți și prin această activitate să creați o legătură foarte strânsă între, între familie, practic, și muzeu, o legătură foarte strânsă între. Cultură și cei care doresc să, să se bucure de ea, între educație și cei care au nevoie de ea, pentru că omul, sigur că da, este făcut astfel încât să fie nevoie să se educe pe tot parcursul vieții. Deci, legătura aceasta între muzeu și familie este una care este pregnantă, aș putea spune, la Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău muzeu aflat în coordonarea doamnei manager Corina Bejinariu. Încă o activitate de nota 10, acum la 10-a ediție, da. aș putea să vă spun. Uh, da, e important de spus că uh, e evenim, dacă în celelalte perioade ale anului vizitarea muzeului se produce oarecum preponderent uh, prin intermediul școlilor. Asemenea, evenimente de weekend clar e bine să fie țintite, și e absolut necesar să fie țintite către familie. E, e o zonă pe care noi trebuie să o creștem foarte mult. Adică, da, relația cu școlile este foarte bună, funcționează, avem uh, multe proiecte în care angrenăm școlile, dar e important să avem periodic și asemenea evenimente în care să țintim mai degrabă participarea în familie. Sigur și participarea individuală, sunt copii mai mari care vin singuri în eveniment, dar și în familie e, e pentru noi esențial și cred că și familiile au nevoie de asemenea contexte potrivite. Revenind la programul evenimentului, sigur că vor mai fi ateliere care se bazează pe dezvoltarea unor abilități practice și din experiența anilor anterior am reluat de pildă micii meșteri mari atelierul de modelaj unde facem modelare în lut sau cu lutul, după anumite piese din colecțiile noastre, acolo unde participarea este interactivă, dar iarăși este oarecum uh, antrenantă, în sensul în care nu lucrează doar copilul singur, de foarte multe ori este ajutat de părinte, ceea ce pe noi ne bucură și merge exact în aceeași direcție despre care spuneam înainte, a crea contextul potrivit pentru copil să interacționeze cu, cu familia. Apoi, tot în zona aceasta de a crea amintiri frumoase, propunem un atelier culoarea cu amintiri unde să ne facem rame decorate pentru fotografiile noastre, tot din dorința de a crea amintiri, așa cum spuneam, amintiri frumoase. Am reluat de asemenea propunerea unui atelier care s-a bucurat în 2019, ultima ediție derulată fizic, de foarte mult succes și tot pe aceeași componentă a participării în familie. Îmbracă-l corect este un atelier în care, pe principii, principiile puzzle-ului, avem anumite personaje. La care trebuie să le recompunem vestimentația. Există jetoane sau, mă rog, cartonașe cu, ca și piesele de puzzle în care copilul, dar a fost împreună cu părintele, în 2019 s-a lucrat foarte bine, așa în familie. A trebuit să recompună vestimentația de epocă, aș spune, pentru că sunt personaje istorice. Ori aici ne verificăm și cunoștințele, ne consolidăm cunoștințele, aflăm lucruri noi. Asta vreau să spun că, practic, este o activitate uh, a unei. Uh, destinată unei lecții de istorie din, uh, din școală, pur și simplu pentru că uh, ceea ce dumneavoastră propuneți presupune ca cel care participă la această activitate să aibă deja niște cunoștințe, să fi participat la câteva lecții cel puțin, să știe ce înseamnă acel cine este acel personaj, ce a reprezentat acel personaj și nimic nu este mai potrivit pentru a reține și pentru a ți fundamenta cunoștințele decât această practică, această lecție practică. Da, e acel principiu al interactivității, pe care noi l-am verificat în activitățile de muzeu și care funcționează foarte bine. E de menționat faptul că aici aveam, de fapt, un concurs: adică această recompunere a vestimentațiilor se va fi cronometrată și vom declara la final sau familia câștigătoare, în funcție de rapiditatea și de corectitudinea cu care au reușit să recompună aceste piese de vestimentație. L-am avut exact în aceeași formulă în 2019 și uh, mă uitam cu, cu drag la fotografiile, pentru că vreau să fac o, fel, o selecție de fotografii din evenimentul ultim derulat fizic, evenimentul din 2019, și am văzut în acele fotografii atâta concentrare, dar în același timp și atâta bucurie că sunt împreună mamă, copil, tată sau mamă și tată și copii, depinde cum a fost participarea, e fascinant să stai pe imagine și să-i vezi în asemenea momente cum se ajută unii pe ceilalți, cum se stimulează unii pe ceilalți. Deci Concursul e concurs cu toate e concurs regulile lui. Și toată lumea vrea să câștige și atunci interesul și implicarea este maximă. Uh, sigur am păstrat de asemenea uh, trasul cu arcul ca atelier pentru că are cel mai mare succes la toate edițiile acolo și părinți și copii Noi l-am organizat pe, pe categorii, uh, competiția fiind pentru fete separat, pentru băieți separat și pentru familii separat Încercăm să facem și anul acesta în aceeași formulă și să, să fie iarăși sub formă de competiție, pentru că și acolo provocările sunt foarte mari și de foarte multe ori ni s-a întâmplat ca părinții să stea pe margine și să mai critique prestațiile copiilor și să constatăm ulterior că copiii au fost chiar mai îndemânatici de multe ori decât părinții. Dar e, e bine, e iarăși o activitate în care să fie angrenată toată lumea. De asemenea, vom mai avea ateliere, tot așa, bazate pe abilități, care merg și către segmentele mai mici de copii, la care nu ne nu poți cere priceperi practice foarte. Aplicate, o să-l desenăm pe dino, dinozaurul meu, pentru că am avut o, din experiența noastră o, o expoziție: Ultimii dinozauri din Transilvania, care a prins foarte bine la copii, la public în general, dar la copii în mod special. Și am zis: Hai să reluăm puțin tematica asta, chiar dacă nu suntem un muzeu de științe naturale, dar hai să avem și componenta aceasta și să le dăm celor mai mici posibilitatea să lucreze și ei și acolo vor fi și cărți și imagini cu dinozauri pentru că uh, toți părinții am trecut prin etapa aceea și eu mi amintesc cu plăcere momentul în care copilul meu știa că am toate numele și toate denumirile de dinozauri și aveam colecție și de cărți și de dinozauri de jucărie. Deci, Iată că vă străduiți să vă adresați unei plaje foarte largi de vizitatori, unei plaje care să cuprindă practic toate categoriile posibile de vizitatori ai muzeului dumneavoastră. Da, cam aceasta este sau a fost în permanență zbaterea noastră. Ei, dincolo de aceste ateliere despre care vă spuneam, o să avem cu începere de la ora 17 și o să lansăm un club de film cinema la muzeu care va fi organizat, va fi o vizionare de film documentar și va fi organizat în biblioteca muzeului. Dar nu va fi doar o simplă vizionare de film, ci va fi și o discuție pe marginea filmului documentar. Uh, am mai avut asemenea încercări de, de, club de film la muzeu, au funcționat, mă rog, o anumită perioadă. Încercăm să-i atragem mai ales pe adolescenți în zona aceasta, pentru că la nivelul acesta se poate și problematiza, se poate și discuta pe marginea subiectelor filmelor, pe care, filmelor care se vizionează. Eu un în început de proiect o să vedem efectiv după această noapte după activitatea de la noaptea muzeelor cum o să-l continuăm el e gândit pe uh, un termen mai uh, lung și sună extrem de promițător acest uh, acest club pe care îl propuneți extrem uh, de promițător da, am mai avut la muzeu uh, vizionări de filme și discuții pe marginea lor, de filme documentare și discuții pe marginea lor. Am avut și la muzeu, am făcut vizionări și la Șimleu, de pildă tot noi muzeu cu parteneriat de la Șimleu, am organizat și acolo. Am avut invitați specialiști pe tematicile filmelor care au fost prezentate și vreau să spun că au fost de foarte bun augur pentru că tinerii s-au arătat chiar interesați la partea de discuție, să-și spună opiniile, să-și spună punctele de vedere și să discutăm. Mai ales că mi amintesc unele dintre ele erau chiar legate de subiecte care sunt de foarte mare actualitate, cum ar fi problema rasismului, Problema tinerilor, ale tin, probleme ale tinerilor. Nu știu, problema migrației și modul în care ne afectează ea familiile sau tinerii sunt afectați. Deci, chiar teme de actualitate, de, teme care... de foarte mare actualitate, și teme care ne influențează viața zilnică, și teme asupra cărora e bine să medităm, să vedem unde anumite atitudini. Derapează, sunt greșite, să învățăm din greșelile trecutului și să încercăm să, să schimbăm acolo unde lucrurile uh, nu au cea mai corectă abordare. Uh, e important iarăși de spus că, sigur, ca orice eveniment uh, organizat de noaptea muzeelor, uh, la ora 19 va începe vizitarea expoziției de bază, vizitare care este gratuită a expoziției de bază, repet, pentru ca sala Clio High Tech și ea va putea fi vizitată. Vom putea vedea cele două tururi virtuale pe care noi le-am realizat acolo plus elementele de realitate augmentată. Aici însă vorbim de bilete cu preț redus și pentru copii și pentru adult ele sunt, vor fi anunțate pe pagina de Facebook, tarifele vor fi anunțate pe pagina de Facebook a muzeului nostru. Ne-am dus practic într-o manieră pe care o folosesc am toate muzeele și componentă gratuită și componentă de bilet cu reducere. E de menționat faptul că vizitarea se va putea realiza Începând de la ora 19 până la ora 23,30 ultima intrare, în așa fel încât undeva după ora 24, să încheiem acest da. eveniment. Și da, în timp ce ofertăm și vizitarea, noi provocăm participanții cei care vor dori să vină pe cei care vor dori să vină în eveniment, Inclusiv la o delectare muzicală, uh, cu de, începere de la ora 21, propunem un concert de cabăruri uh, în uh, interpretarea unei, uh, unui grup muzical, a unei formații de pe plan local. De ce să nu încurajăm și uh, talentele locale? Noi am mers de foarte multe ori pe ai promova, ai vizibiliza a, și pe cei care activează în local. Așa că o să avem un concert în interpretarea celor de la sold-out. Repet, cu începere de la ora 9, în curte, a, sigur, tot evenimentul, a, toate activitățile vor trebui, sigur, să respecte condițiile care încă mai reglementează activitățile cu publicul, dar sper eu că va fi încă și acest concert, încă un element în care să ne aducă bucuria unei reluări a normalității. În acest spirit al reluării normalității, cu siguranță că foarte mulți vor fi interesați nu doar de activitățile de de fapt toate sunt activități propuse de Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău pentru a celebra noaptea muzeelor. Iată că în acest spirit al reluării normalității vi se propune chiar și un concert fiind privați atât de mult într un interval atât de mare, practic de evenimente de acest gen. Așadar Dragi spectatori, Muzeul Județean de Istorie și Artă vă așteaptă în acest sfârșit de săptămână la Noaptea Muzeelor. Vă așteaptă să fiți alături de familie, vă așteaptă să vă depozitați visele în cutiuța cu vise și să vă creați un muzeu al viitorului împreună, de colectivul, împreună cu colectivul de la Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău, coordonată de doamna manager Corina Bejinariu. Noi vă mulțumim pentru aceste informații pe care ni le-ați adus, doamna manager, și cu siguranță vă așteptăm pentru ediție următoare a emisiunii neconvenționale. Mulțumesc și eu pentru oportunitatea de a vorbi despre acest eveniment important din viața unui muzeu și nu vreau să închei înainte de a îndemna uh, cu, tot, cu tot dragul ca lumea chiar să vină la muzeu pentru că poate să petreacă o zi, poate într-o altă manieră decât suntem în obișnuiți în viața de zi cu zi și e o ocazie foarte bună pentru amintiri de neuitat. Așadar, pentru amintiri de neuitat, pentru a vă crea propria cutiuță cu visă, vă așteptăm la muzeu. Numai bine tuturor!